Vasluienii sunt mulțumiți de cum arată orașul lor și speră ca noile lucrări de modernizare să schimbe și mai mult fața municipiului. Și mai trebuie bani ca să facă toate astea străzile, dar văd că le faci. Poate... Arată bine orașul. Da, eu sunt mulțumit că aici m-am născut și îmi place, oricum. În general, cum arată acum, prin centru e frumos. Și zici că ar mai trebui. Verdeață este, bă, că se face. În general, orașul ar mai trebui locuri de muncă. Asta ar trebui. Dar altceva... Și văd că ceva, o inițiativă bună, iarăși cu amfiteatrul ăsta de la... E bine că se face, că era mizerie de nedescris. La Curțile Domnești iar îmi place că se termină, am înțeles, și acolo. Lucrările sunt început, în general, cred că o să fac. Piața Vidin, am înțeles că o să fie gata anul ăsta. Bine arată. Ce ar mai trebui? Eu știu, flori, vegetație, arbori, cât mai frumos să fie. Pentru tineri, de exemplu? Pentru tineri, nu știu, eu o discotecă, poate eu ceva tineresc, oricum. Primăria Vaslui face periodic sondaje printre vasluieni pentru a le afla problemele, iar când nu sunt sondaje, oamenii vin și își spun direct primarului ofurile pe care le au. Propunerile oamenilor, care o parte se găsesc, o parte nu se regăsesc în ceea ce... Ne-au transmis oameni cu construcția de spații vers între blocuri și am sesizări de la... Le-am adunat, am sesizări de la oameni cu definitivarea drumurilor din zona industrială, de la, fie de la MLE colateral, fie de la locuințele sociale pe zona respectivă. Am solicitări de apă pe Constantin Tănas, am transmis-o acolo. Am solicitări pentru crearea unui centru de tineret, și vă explicam că clasa armată... În municipiul Vaslui, la această oră, sunt în derulare trei obiective mari: refacerea părții carosabile, a teatrului de vară și piața Vidin.